Ce vreme, București, autostradă. Ia uite cum. Dimineața, oameni buni. Ce mai face YouTube? Nu ne-am mai auzit de atâta timp, n-am mai făcut nici măcar un ăsta, cum se cheamă, să mai fac vreun vlog, chestii de genul ăsta, este unul în pregătire în momentul de față. Am strâns puțin material, ca să zic așa, pentru el. O să încerc să-l înglobez în seara asta. Așa. Am fost cu mașina la un electrician, mi-a șters niște erori din calculator, din computer. Pentru că aveam probleme cu un far, mi se stingea, mi se aprinda, cred că e ceva pe partea electrică. Mi-a șters erorile respective, rămâne să revin, să vedem ce erori mai dă, că se pare că funcționează corect. Mașina asta a mea funcționează corect pe vreme însorită. Așa. Și acum trebuie să merg să-mi prepar ceva. Bineînțeles că neavând nicio masă până la ora actuală și este aproape 12, o să bag niște ouă. Da? Gata, oameni buni, am terminat cu antrenamentul în cazul pieptului, ne-am pompat, tot este ok, bine, nu e luminositate foarte bună, n-am ce să vă arăt. Am făcut clasicul în materie de piept, doar un drop set la împins, am făcut împins cu bara din plan drept, n-am pus mult, am pus vreo 105 kg, cam așa, după care am făcut împins pe băncuță cu gantelele. Și aici am făcut drop set, da? După ce am făcut cu două gantere de 32 până la epuizare, după aia luam gantere de 15 și făceam iar până la epuizare. Iar suturările le-am făcut din două unghiuri la împins de înclinat. Un unghi mai abrupt și un unghi mai aproape de planul drept, dar tot înclinat era. E interesant și când lucrezi ori împins, sau fluturări din înclinat, să lucrezi pe mai multe unghiuri dacă îți dă posibilitatea aparatul să poți să-ți reglezi unghiul, pentru că nu întotdeauna cel de 45 este maximul. Ideal este să variezi unghiurile. Chestia asta e interesantă. Cam asta este, mă pregătesc să ies din casă ora, câte ora? Undeva la aproape 2 noaptea, 1.57, da? Deci a durat o oră antrenamentul și mă pregătesc din casă să beau o cafeluță, că am dormit astăzi toată ziua. Înțelegeți voi? Hai! V-am pupat! Așa, după cum vă spuneam, la ora 2 noaptea merg... Nu, că dau ultima altă dată, poanta asta. Facem o plimbare de seară. Mi-am închis ăștia. Eu sunt mai comod așa de fel. Mi-am închis atât de ăștia prea strâmt. Și... încă am distrug degetele când îi trag, trebuie să îi las mai deschiși. Puțin. Înțelegeți voi? Nu și încerc apărea. Mă tot întreabă lumea, se frate, alții Adidas nu mai ai? Mai schimbă și tu Adidas. Am vreo 20 de perechi de Adidas, dar îmi plac ăștia roșii maxim, deci n-am avut fila până acum și mi se pare cel mai comod și m-am îndrăgostit de ea, am făcut o obsesie pentru ei. Așa. Luăm și țigaretele. Înțeleg, nu? Luăm și cheile de la mașină. Luăm și un portofel. Avem bani, avem. Haideți, du. Deja îi dai din contact și deja s-a prins farul. Lumea nu știe că mașina asta e programată special.
Auto light. Bla bla bla. Așa trage. Hai bă că faci urât, nebunule. Gata? Aha, așa. Oprește-te. Ia să vedem ce muzică mai avem. Ce ascultăm noi la două note. Viață de golan. Cum zicea ala? Nu mai fuma țigara electronică, că toți băieții, toți copiii care te urmărește, te va copia și o să înceapă să fumeze țigara electronică ca și tine. Bravo, mă, retardatule! Chiar am făcut o postare pe Facebook pe tema asta. Păi dacă îmi bag țigara în nas, asta înseamnă că toată lumea copiază, fiecare are inteligența lui și creierul lui, nu faci tot ce vezi la televizor. Toți care te urmărește, toți care te urmărește o să fumeze țigara electronică. Da, chiar mă simt bine, deci pe bune, chiar mă simt bine noaptea asta. E chiar mișto, am liniștea, satisfacția asta psihică, că mi-am făcut antrenamentul, nu contează ora, mă simt foarte tare. S-ar putea să nu mai pot să mai ador decât când dă lumina afară, pentru că am luat și cofeină, am luat 400 de miligrame de cofeină. Vă dați seama ce om nebun? Să iei la ora 2 noaptea cofeină. Am ocazia să vorbesc încă o dată despre dropset, în special pentru cei care urmăresc canalul meu și sunt începători. Ei bine, această metodă dropset de a lucra până la epuizare cu o greutate, după care scazi greutatea și ea faci până la epuizare și tot așa. Ei bine, această metodă dropset are rolul de a te asigura că ai epuizat complet grupa respectivă musculară. Mai ales dacă ai o grupă deficitară. O grupă care nu se dezvoltă bine și nu răspunde bine la antrenament, este absolut esențial să știi că ai stors acea grupă de energie. Și cum la mine bicepsul este grupa deficitară, vom începe să facem un dropship pe două nivele, o să scădem de două ori greutatea. Sunt deja obosit la finalul antrenamentului, să vedem ce o să iasă, te putem face. A fost ultimul.
ultima repetare, a 10-a dacă am urmărat eu bine. Ora. Ultima repetare, 5-a, am urmărat 15. O durere suflet care nu te mai lasă mai continu. În total 21 de repetări am făcut, scăzând greutatea. Avem 3 tipuri de gantele aici, da? Trecem pe mâna cealaltă. Tot așa începem cu asta. Ce vreau să menționez, uneori ce se poate întâmpla ca pe grupa ta, ca pe o grupă musculară să ai mai multă forță. Poți să vezi că pe o mână poți face mai multe repetări. Ei bine, dacă pe o mână poți face mai multe repetări, forțează-te cu cealaltă mână să ajungi la numărul de repetări, că nu e bine să lucrezi în dezechilibru, să faci cu o mână 10 repetări și cu o mână să te oprezi la 7. Încearcă să forțezi cealaltă grupă, trage de ea, da? Trecem la următoare. Acum în loc de 6, făcui 8, pentru că am făcut pe 8, dar trebuie să vorbesc cu voi. Nu e bine să stai să vorbești. Sunt 25 de repetări total pe mâna asta, datorită pauzei și pe asta 25. Deci, în principiu, dacă te apuci de un program de antrenament, te mai opri. Să faci pauză din două prinsă, mă vezi cu prieteni, da? Asta te-a întrebat și asta te asigură că ai epuizat definitiv grupa respectivă muscular, o metodă foarte tare de antrenament. Asta este cu antrenamentul de biceps. Cred că o să las tricepsul pentru ziua de mâine, o să lucrez triceps și umăr, pentru că oricum va intra puțin triceps și la umeri. Cam asta este cu antrenamentul, v-am explicat cum stă treaba și cu dropseturile. Și rămâne să ne vedem și într-un alt video. Hai, vă ocupat! Thank you.